Noua structură anului școlar 2020-2021 a fost publicată în monitorul oficial, modificată prin ordinul de ministru numărul 3558 din 29 martie 2021. Este vorba despre modificările pentru finalul acestui an, anunțată în ultima săptămână de Ministerul Educației. Cea mai importantă modificare este reducerea numărului de săptămâni de cursuri de la 34 la 33 de săptămâni pentru toți elevii și de la 37 la 36 de săptămâni pentru cei din învățământul profesional și tehnic. În perioada vacanțelor se pot organiza activități educative la grădiniță, mai prevede noul ordin cu prezență fizică, dar cu avizul DSP. De asemenea, pe durata vacanțelor se pot organiza activități remediale cu prezență fizică, cu elevii de clasa 8-a și pentru elevii de la liceu în toate localitățile care au indice până la 6 la 1000 de locuitori. Săptămâna școală altfel se poate organiza până pe 2 aprilie, iar în săptămâna aceasta școlile profesionale puteau organiza activități de instruire practică. Semestrul al doilea are 16 săptămâni față de 17 cât avea inițial și anul școlar pentru elevi se încheie pe 25 iunie. Elevii de clasa 8 au două vacanțe de Paște, între 2 și 11 aprilie prima și între 30 aprilie și 9 mai a doua. Între aceste perioade aceștia fac cursuri în sistem online, apoi revin fizic la cursuri între 10 mai și 11 iunie. Pe 11 iunie aceștia au vacanță, iar pe 22 iunie încep probele scrise de la Evaluarea Națională 2021. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, situația este asemănătoare. Au două vacanțe de Paști, între 2 și 11 aprilie prima și între 30 aprilie și 9 mai a doua. Între aceste perioade și ei fac cursuri în sistem online. Apoi revin fizic la cursuri între 10 mai și 4 iunie. Pe 4 iunie ei iau vacanță, iar pe 28 iunie încep probele scrise de la Bacalaureat 2021, cele de competențe urmând a se echivala la fel ca anul trecut. Pentru grupele de grădiniță și toate celelalte clase, pregătitoare, a 1-a, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, anul școlar are o vacanță de o lună în perioada 2 aprilie-4 mai și cursuri potrivit scenariilor în vigoare în perioada 5 mai-25 iunie.